Bună la toată lumea, jucăm Thief, hoțul, este varianta 2014. Momentan suntem în cartierul de sud și mai concret în ascunzătoarea lui Erin, îi se merge și Erin Smil, moara lui Erin. Erin este o prietenă a lui Garrett, personajul principal al acestei serii. Ei se cunosc de, cred că de ceva timp. Ce obțin așa spune povestea, în caz că nu ați urmărit-o. Și, mă rog, ceva destul de nasol s-a întâmplat cu ea, aparent, și cam asta încercăm să investigăm. Ei doi s-au despărțit în urma unui jaf care l-au făcut împreună. Și, mă rog, momentan, ca parte de misiunii, acum am venit la ea acasă să încercăm să vedem dacă găsim ceva pe aici util. Acolo e moara. Înainte de a intra înăuntru, vreau să marcăm o privire aici jos. Uite, mai e niște bucățele de aur. O poșetă cu 8 aur, 4 gold, seringă de 6 aur și sticle de 4 aur. Grozav. Wow, și aici e ceva. O brățară de 20 aur. Wow. Serios. Nu pot să... Aici ce avem? Cu o bucată de aur. Un fel de cupă. Cred că am luat tot de pe aici. Ok. O să urc pe loc. Acum coborăm și pe partea asta. Facem un pic de scouting prin subterane să vedem dacă ne-a scăpat ceva pe aici. Nu văd aur, nimic strălucit. Dar aici. Ia uite. Un deschizător de scrisori. Ei, acum încercam să dau seama, ar fi pe aici vreo intrare? Pare să fie nicio intrare pe aici. Ascunzătoarea lui Erin. M-am gândit că poate e, dar nu e. Aici n-am fost? Dă-o seama. Da, am fost probabil. Ok, pe aici pe sus nu cred că se poate urca. Deci vom încerca pe aici. Să vedem ce găsim. Oh. E o piatră mai specială. Acest switch este practic invizibil. Trebuie să keep an eye out for these. Erin once told me she trapped the place to stop unwelcome visitors. I'll need to step lightly. Ok, înțeleg că sunt niște capcane prin casa ei, deci vom folosi focusul ca să le identificăm. Uite, capcane. Zona aceea cu roșu, clar capcane. Ia uite, hop! Probabil... plină de capcane, casa asta. Așa. Ia uite ce e pe aici, ceva bun. Uite să... o să iau săculețul ăsta de mâncare și să arcăm o privire aici. O altă cameră. Nimic special pe sus, deci o să marcăm momentan. Pe aici am venit. Aici e un mecanism al morii. Ok. Doar urcăm acum. Ok. Cred că pot să trec pe aici. Cred că dacă...
Gata, am dezactivat capcanele, aparent. Ah, uite, era o mod de a urca care mi-a scăpat. Și aici? Wow! Asta cred că e camera care se vedea de mai devreme. What? Wow! Să facem o poză interesantă. You've never been here before, have you? Ok. La cozele cu Erin. Destul de simpatică. What's the matter, Garrett? Did I finally get the drop on you? N-avem focusul disponibil. Nu putem să mergem cu acea, aparent. Ce cu acea? Cumva, cred că ne obligă să mergem după ea. Oh! Hai să mai facem o poză. Nu se vede foarte bine de aici. Ok, hai să ajungem la tine, Erin. Uite, am ajuns la tine. How are you here? You died. Maybe this is where the dead wait when they've got nowhere else to go. And now you're here. Are you dead, Garrett? Tot timpul era arogată fata asta. I watched you. I wanted to be you. We're so alike. But why did I even try? The world already has a Garrett. What do you want from me? I want you to steal the key to the truth. It's from before I left home. Before I became Erin. But you have to find it yourself. Those are the rules. Interesant. Oh. Da, mai bine dată nu trebuie să vedem. Start looking. I'll tell you when you're close. Ok, păcat că nu e un zoom mai bun. Deci... Da. Dar nu e un zoom perfect. Oh, poză. You're close. Altă poză. Asta este ea, cred. A little further. Ok, și asta este el. Poză mai scary așa un pic, să zicem. Ia din unghiul ăsta. Da, e un pic... interesantă, ok. No! No. Nu, ce? It's almost as if Erin wanted me to find something. I can't leave without checking. Oh. Chase. What is this? And why did Erin have it? Asta e tot? Nu aur, nu collectibles, nu nimic. Ok, dacă asta e tot, ok. Înseamnă că asta a fost Erin Hideout. Deci se pare că vom părăsi hideout-ul lui Erin. Și să vedem ce se întâmplă după ce ieșim de aici, dacă își dă seama Garrett de ceva, care era un fel de busolă, acest obiect care l-am găsit la ea în cameră. Interesantă treaba cu amintirea. Era ca într-un fel de vis prins acolo Garrett. Onto the House of Blossoms. It's marked by red lights, so
I find those lights, I find the brothel. Ok, anyway, nu vom face acum misiunea cu House of Blossoms. Aici e misiunea, dacă cumva ne interesează. Dar cam asta a fost treaba cu Erin Hideout-ul. Aici avem ceva misiuni, go to the bank și bla bla, alte chestii. Să mai vedem statistics. Joburi. Avem client jobs și completed jobs. Completed client jobs. Thieving challenges. 2 din 4. Probabil să fim ghost. Nu știu. Ok. Times detected. 6. Ok, mi-a măsurat și faptul că am fost detectat de câteva ori. Knockouts performed, locks picked, pockets picked, total stolen gold, time plate. Mamă, contorizează toți. Anyway, cam asta a fost cu ascunzătoarea lui Erin. Sper că v-a plăcut. E parte din misiune, din capitolul 3 cumva. Și s-ar continua practic cu... cu House of Blossoms, care este efectiv capitolul 3. Dar cam asta a fost momentan și vom reveni cu o nouă misiune din Bassos Jobs. Mulțumesc pentru audiență și la revedere pentru acum.